Oameni buni, am primit data trecută când a fost invitat la noi Luis Gabriel foarte multe mesaje de la dumneavoastră. Țineți minte, el a cântat toate diamantele pentru cei care au 10 pe linie la școală. Ne-au trimis caietele, carnetele de note, 10 pe linie, le-a cântat toate diamantele. Ei bine, Luis Gabriel, care a rupt internetul și a adunat aproape 100 de milioane de vizualizări pe YouTube cu toate diamantele, este acum aici, din nou, de data asta, cu perla, țineți minte că așa zicea, perla, viața lui, iubita lui, Haziran. Luis Gabriel și, Gabriel și Haziran au și piesă împreună, aflăm mai multe de la ei imediat. Baby, let me see it. A venit tânăra familie, vă rog frumos să poftiți. Perla mea, iubita mea, sărut mâna, bine ați venit, arătați foarte bine. Mulțumim. Perfect. Deci e bine, nu? E okay, foarte bine. E okay. Da, vreau să te întreb ceva. Sigur e... Haideți să luăm un ochi. Sigur e Haziran? Pentru că data trecută când ai fost aici și a stat în culise, cred că era blondă sau ceva. S-a întâmplat, se pare mie? Da, s-a... și a schimbat culoarea pentru deci, că... Deci tu ai fost și data trecută, Haziran, da? Da, da, deci în culise tu ai fost acolo, e corect? Da. Perfect, te-ai schimbat da, un pic așa. Mai bine așa. Nu mai am schimbări de look așa... Ok, mi se pare firesc să mai fie schimbări din când în când. Dacă vă uitați pe Instagram, o să vedeți ba mov, ba galben, ba... Ce faci? Spune-mi după emisiune în care le-ai promis oamenilor că le trimiți dedicații și mesaje. Încă nu am apucat, dar nu vreau să mă faceți neserios. Da, nu, eu nu, doar întreb. Că... De câte ori ai trimis mesaje, vreau să știu. Sau n-ai apucat? Nu am apucat deoarece am fost inactiv pe conturile mele. De ce? Pentru că am pus o declarație și, și pe internet și la televizor am spus. Am avut problemă de familie, știți, cu... Da. Domnul Petrică Cercel și nu am apucat să fac dedicații. Petrică și... Cercel face parte din, făcea parte din, din familia voastră. Da, și am decis să fiu inactiv pe conturi câteva zile. În semn de respect. În semn de respect. Și de asta nu am apucat, dar cu siguranță voi face pentru toată lumea. Luis promit. Gabriel pe Instagram, îl căutați, dați follow, carnetul de note 10 pe linie și primiți mesaje. Hai să vedem cum v-ați cunoscut voi, că data trecută mi-ai spus că datorită ei ești aici și ești cu picioarele pe pământ. Păi da, sunt pentru că reușește să mă facă să mă simt așa, nu știu, mândru de mine, mă face să mă simt cel mai puternic. Chiar dacă nu sunt cel mai puternic, mă face să mă simt cel mai puternic. Dar cum v-ați cunoscut? La studio. La studio, dar spui că i-ați mai dădea mesaje pe Instagram înainte. Înainte să vină la studio, la Ionuț, mai îmi dădea mesaje pe Instagram. Și la studio? Pupic, inimi, îmi răspundea la povești. Ai spune, spune adevărul. Pentru că îmi plăcea cum cântă, ăsta e adevărul. Adică eu nu încercam să-l abordez, adică pentru că voiam să-l las pe el să normal, să înceapă toată... Dacă ți-a dat inimioară, că de că e îndrăgostită de tine. Îi plăcea ce da. Cânti, corect, așa zi. Nu, eu cu adevărat m-am îndrăgostit de el doar în momentul în care l-am văzut în fața mea la studio. Până atunci nu era așa o mare atracție, că nu-l văzusem, nu știam ce fel de om este. Pentru că pentru mine contează lucrurile astea mai mult decât înfățișarea. Și când v-ați întâlnit, ți-ai dat seama că, băi, cred că omul ăsta poate să fie jumătatea S-a mea. S-a pus așa, stop. Mai, când a venit prima dată, mi-a spus că știe să vorbească nemțește și am spus, spune-mi cum se zice să ieșim la o cafea. Și? Și mi-a spus, știe nemțește. Chiar știe nemțește pentru că Haziran este numele tău, pentru că tatăl tău e de naționalitate german, nu? Da. Dar este. Numele Haziran nu este... Este o poreclă, Haziran, este un nume turcesc, însă pe mine mă cheamă Francesca Isabel, de fapt. Ok, deci Haziran n-are nicio treabă că tatăl tău e neamț. Nu, Haziran este doar o poreclă, ca să zic așa. Adică ce mi-am pus eu pe Facebook acum câțiva ani și așa mi-a rămas, a început lumea să mă strige așa și sunt Haziran de atunci. A denumit-o un domn turc în Turcia. Da. Haziran înseamnă luna iunie. La noi și era iunie și a făcut o poză și a pus-o pe afiș și lângă era Haziran, gen luna iunie. Și asta ți-a rămas și numele da. De scenă. Da. Mi se pare foarte tare să-ți fie destinul așa, știi, da. Cu afișul și da. să ai numele de scenă Haziran și v-ați făcut și o piesă împreună. Da, Perla și Diamantul se numește. Deci noastră... Perla și Diamantul, adică toate diamantele de la tine și vedem videoclipul care a ajuns la aproape 100 de milioane de vizualizări, filmat cu telefonul, da? Cu telefonul, pandemie. Da, în pandemie. Pentru că Luis Gabriel, mai reluăm pentru cei care n-au văzut povestea, a devenit artist în pandemie. În pandemie. El fiind fotbalist, adică... Nu chiar, dar... Păi cum ai jucat? Jucam, da, dar nu... Fotbalist atât de mare. Bă, ai avut contract? Aș fi vrut să fiu. Ai avut da, contract am avut, de profesionist? Am avut. Ai jucat și în Franța? Acum, da, am avut. Corect. Și în pandemie ai făcut piesa cu toate diamantele. Da. Și de atunci s-a schimbat viața ta. Da, și pe urmă a urmat piesa împreună cu soția mea. Eu îi zic soție că i-am dat inelul, uitați-vă. Perfect. Deci dar trebuie să mă duc să-l modific, că l-am luat mare, că n-am știut să-l iau. Nu. Și când s-a întâmplat momentul? Am avut concert în București, da. La Arenele Romane. Și m-am gândit...
am stat plecat prin Germania, prin turneu, prin mai multe țări și am zis cum să-mi surprind iubita, pentru că lipsa mea conta foarte mult. Ea stând în casă singură, nu prea are prieteni prin București și am zis trebuie să o răscumpăr cumva, să o fac să îndrăgostească de mine, să nu simtă lipsa. Și m-am gândit, trebuie un moment frumos, adică să profite și ea de succesul meu. Ea nu era la concert atunci să cânte și am zis de ce să nu aibă și ea parte de același succes cum am și eu. Dacă am și eu, mă duc pe scenă cu ea și o cer în căsătorie să ne aplaude pe amândoi lumea. Și așa s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat. Da, ea nu era geloasă când el pleca în străinătate să cânte la diasporă, nu? Da. Ai cântat foarte mult. Nu erai geloasă că... Eram, pentru că atunci când am ajuns să fim împreună, eu am știut la ce mă înham, ca să spun așa. Adică mi-am asumat că trebuie să plece, trebuie să cânte în locuri unde o să fie multe femei, inevitabil. Și care o să trimite și ele inimioare. Da, și... eu sunt loial. Normal, adică gen, da. Sunt foarte loial. Chiar este, da. Pot am respect față de soția mea. Foarte frumos și practic aveți de gând să și faceți nuntă și tot ce trebuie. Când da, dar nu anul viitor, cred că peste 2 ani. Peste 2 ani? Pentru că vreau să fie ceva frumos. Și să fie fără restricții. Și nu se va cânta manele. El vrea o nuntă ca la arabi, ca la turci. Da, doar viori, clarinete. Da, de ce? Ai fost undeva? Da, eu nu ascult manele. Nu știu dacă mă credeți. Da, stai că te crezi, imediat vorbim. Dar ai fost la vreo nuntă de genul ăsta, de ai văzut? Nu, așa este filmul meu în cap, așa mi-am luat eu filmul. Așa și imaginează el de mult timp. Și eu la fel. Poate să cânte doar, nu știu, artiști. Foarte tot așa, mare. Din Turcia, Ibrahim Tatilises, adică Huzno Selendiric. Asta e distrug. Da, Maluma, dar nu e greu, Maluma, costă foarte mult. Da, ai spus ceva mai devreme, sunt Luis Gabriel și eu n-ascult manele? Da, adică când manele la studio, dar și eu și muzica mea, eu de asta când mai mult iubire pozitivă, nu știu dacă urmăriți activitatea mereu sau cine mi-o numește activitatea, eu tot duc mai înspre turcesc, arabesc, nu duc chiar maneaua aia, adică nu când dea verde, bani de șmecherie, nu-mi plac subiectele astea, nu-mi stau pe... Mi-a făcut Ionuț o piesă și nu mi-a stat, n-am putut să cânt piesa. Nu transmit, decât la iubire, transmit despre iubire, despre asta. Și de asta, adică, piesele tale au un iz, exact cum spuneai ceva mai devreme, zona asta turcească, arabească, orientală. Da, exact. Adică, gen, eu în mașină nu ascult manele deloc. Adică să nu mă creadă lumea invidios. Acasă? Că ascult. Da, acasă, în mașină. Asculți acasă? Sau... Nici acasă n-ascult mani. Eu melodiile mele nici nu le ascult. Ok, le lasă că le ascultă Haziran. Și aveți piesa asta despre care vorbeam, Diamantul de la tine cu toate diamantele și Perla? Perla am denumit-o pe ea. Nu puteam să o numesc Diamantul și am denumit-o Perla. Okay. Și am făcut Diamantul și Perla. Mi se pare firesc, adică de acum încolo de ce să mergeți împreună în turnee? Da, pe oricum o să mergem bine, nu o să-i dau ei voie să cânte live. De ce? Că sunt gelos. Sunt așa eu foarte gelos. Și adică... ca femeie, nu știu, în meseria asta, poate dacă o să se îndrume spre muzică ușoară sau spre alt gen de muzică, da, o să-i dau voie. Dar... e pe bune asta, nu? Adică e gelos, ce? Nu aș putea să o las să se ducă la un eveniment de manele să cânte un program acolo. Nu. E altfel de lume. Adică, gen, nu sunt așa sigur. Un concert, da, dar să se ducă la program, nu mă atrage. Nu, sunt de acord, da, 100%. Adică eu să vin la 3 dimineața acasă și ea la 4 după mine? Asta n-a spus-o domnul Valmijelie. Băi, ce o să faci tu când o să vină ea la 4 după tine acasă și tu la 3? Și o aștepți o oră în pat. Și o să plâng de voi. O să plâng și o să plâng după, pentru tine, mi-a zis. Și atunci ai zis, nu, mai bine să nu... Decât melodii pe YouTube și... Important este să rămâneți împreună, sunteți foarte frumoși. Mulțumim din suflet. Să aveți succes și vă mai așteptăm pe la emisiune. Mulțumim, cu poate drag oricând. Poate la un moment dat, când uite, n-am prins vara asta, făceam și un fotbal, te ascultam la un fotbal. Dar nu este timpul pierdut. Noi jucăm când aveți, eu vin, oricând. Cum? Noi jucăm fotbal. Noi și jucăm, des. Suntem fierți pe fotbal. Perfect. Luis Gabriel, căutați-l, Luis Gabriel oficial pe Instagram, carnetul de note, 10 pe linie, omul vă face dedicații, sunt Luis Gabriel, toate diamantele și pac, 12 secunde, ții minte de data. Da, nu 11, 12, nu? 12 da, secunde, da, da. Perfect. Ia fii atent, hai să vedem dacă am un mesaj acum, ca să închidem așa cu o dedicație. Stai să... primul mesaj care e aici, nu e, poate nu e cu carnetul de note, dar... stai că sună cineva cu FaceTime acum. Nu răspunde și la FaceTime. Stai să vedem așa. Bun. Stai că nu pot să le găsesc, că sună... Sunt foarte multe mesaje și în același timp, când caut unul, intră... Uite, Ana, tată, pentru Ana. Ea a trimis acum mesaj. E din Giurgiu. Pentru Ana, din Giurgiu. Păi de la Ana pentru cine? Sau de la mine pentru Ana? Nu. Îi facem așa, de la mine pentru Ana? Da, pentru Ana. Pentru din Ana, partea mea lui Gabriel și din partea soției mele, Haziran, pentru Ana, ca să nu fie geloasă. Din Giurgiu, da? Toate diamantele le cumpăr pentru tine. Le cumpăr că meriți.
Toată dragostea s-o simți. Vreți să fac și tonul sus? Am cântat numai jos. Da, ai cântat numai refrenul, deci nimeni n-a avut parte. Ce contează, important e că a fost așa și pentru Ana. Ea a trimis ultimul mesaj, așa am promis. Noi luăm publicitate și ne întoarcem în câteva momente. Rămâneți cu noi, vă mulțumesc mult de tot. Bye.